Da! Hei, salut, sunt Ilie. Astăzi eu o să fac provocări nebune. Provocări nebune săptămâna asta facem. Astăzi eu o să fac farse nebune la telefon 20. De fapt, 6? Farse nebune la telefon 6. Farsele astea le fac împreună cu Roman și Jad, care stă în spate. Înainte să facem farse nebune la telefon, eu trebuie să anunț câștigătorul acestui Nerf. Wow. Da, vreau să spun că voi ați fost foarte creativi și a fost foarte greu să aleg un câștigător. Ieri am stat foarte mult timp și am căutat un comentariu de ăsta creativ. Am găsit aici unul de la Sergiu Germani. Moș Crăciun, eu îmi doresc să-ți spun că tare te iubesc, un Nerf tare să-mi aduci și o să-ți dau eu niște nuci. Moș Crăciun, te rog eu tare, în ajun de sărbătoare, Nerf-ul cred că o să-l primesc și o să-ți spun din inimă, mulțumesc. Mi-a plăcut foarte tare poezia asta. Sergiu, eu văd că tu ai un video, tu n-ai niciun abonat, așa că eu mă abonez la canalul tău, ai un abonat deja, îți pun și un like, îți scriu un comentariu, te rog să răspunzi la dânsul cu profilul tău de Facebook, bine? Și așa e pe tine să te contactezi. Hei, salut, amice! Acum hai să trecem la episodul nostru de astăzi, farse nebune la telefon 6. Dar des căutăm porc. Căutăm porc. Porc cu cei? Am găsit porci vietnamești. Am un sunăm și întrebăm. Avem nevoie de porci ca să tragă frigiderul. Da. Bună seara. Bună seara. Noi sunăm în privință la porci. Da, ascult. Care-i la voi așa putere mare, cu tracțiune, nu știu? Putere? Care-i la voi porc așa cu putere mai mare, care, nu știu, să tragă sau? Când vedem aici negri și vedem unul alb cu pat neagră așa, da? Uh-huh. Am privit un film și îi sparg așa mai puternic. Noi avem un frigider în casă și trebuie să-l trăim la deal. Okay. Facem cadou de Crăciun la vecini și ne gândim, nu știu, vreo doi porci, asta ajungă să tărâi un frigider. Are vreo 40 de kg așa. Da, ei nu sunt slușuri pe gheață, că... mici porci, nu tărâi. O cumpărăm pe mamă, dar dacă așa. Bine, hai că tata am parte. Dar tata noi, da? Familie fericită. Alo, bună seara. Eu aici sunt, că am văzut anunțul vostru. Văd aici pelican, struț și mai văd aici. Cum se numește aici? Lama. Este, da? Nu-i cumva Jesse? Nu-i cumva Jesse? Nu-i случайно, не Jesse? Нет. Eu văd cum dă-za cu poli și cum net. Ok, ia vii jos de tabaca, de aia, Jesse, ați frezat-o. Alo, și aici văd pe poli, tot frezată, nu, că pare mai mare că frezată. Alo. Băi, și ești chit așa tare. Oh my god. Alo, bună ziua. Bună ziua. Cum viața? Ghidie, e că eu sunt de pe reclamă acolo, am văzut Porsche vindeți, da? Da. Super, câți aveți? 4 avem. Hai mâine eu puteți. Puteți luat. Da, 30 de lei așa văd că, da? 30 de lei, da. Un porc 30 lei sau... Și voi găsi 30 de lei. N-am înțeles. Și voi găsi 30 de lei. Și ai zis? 30 de lei și voi găsi kilogramul. Ah, kilogramul. Da, și s-a trăit. Ai. Dar livrare, nu faci acasă. Da, hai să căutăm capra. Nu, e de casă. Alo? Bună seara. Bună seara. Bună seara. Eu slușu. Bună seara. Bună seara. Pe română vorbiți? Я не могу говорить, я не знаю языка. Eu vreau капри. Будьте здоровы. Добрый вечер. Добрый вечер. О, яка. Слышно? Слышно хорошо, слушаю вас. Окей. Я хочу козёл. Козла. Козёл. Да, козёл у нас продаётся. Продаётся. Окей. Козлу, козлику полгода. Большой, красивый. Мама и папа имеют родословную. Ай, хлынь, Олег. Да, кит косты. 250 евро. Да, первый мэр, если целых денег. Евро. Да, ты сразу все что-то с машиной дома, к нам целес нехай. Ну, по-русски, я по-молдавски так, а как?
20 de euro, foarte bun cozil. Și dai lapte din tăză? Da, foarte bun. Da, are corni. Mâine. Nu, corni are că trebuie astea, dar am un vecin aici așa de sari la bătaie. Și trebuie corni să răzduc să-l împung în cur, știi? Ok. Bună seara. În sfârșit am dat de voi, bună seara. Bună. Eu caut așa capră, țapă, așa, dinde-ți unul. Bună seara. Da, bună seara, ia stătul ăla. Ui, ce-l să-ți mergi de cum ai nervează amul. Sorry. Bună seara. Ai din Popovca? Alo? Da, din Popovca ai ăsta. Din Popovca, da? Da, eu caut. Cândva eu am sunat la nevoastră, mă simt că din partea căprițelor, adică? Da. Uite, ascultă, eu sunt din Sărcuța. Da? Sărcuța veche. Și am un sap tânăr, frumos, tare bun de sămânță. Alb, de-i stocan, care coarne. Eu l-am pus pe internet, dacă s-a vând internet, acolo. Numai două căprița, numai două, dar eu l-am lăsat pentru că am vrut ca căprițele mele să am din trânsul. El e tare bun. Da. Da, nu trebuie, da, păi să-i împerechem să fac sex, așa-i? N-am înțeles nică, știi? Că nu putem înțelege. Zic să-i împerechem să fac sex, așa, o partidă, da? Nu pot înțelege. Să fac sex, o partidă de sex. Nu pot înțelege. Sex. Fix, n-a putut să n-ați fix. Nu, dar stați că și n-am fix eu în oraș. Să eu aici stai, eu și cu a vostru și să fac sex. Adică căprile astea, sex. Aha, știi? Ca să fie mai mulțumiei să asta. Eu am nevoie ca să-l vând. Dar el are corni? Are corni? N-are corni. Și răunită m-am trebuie unul cu corni, că aici un vecin s-ar răbăta. Vreau unul să-l împungă în cur o dată. Nu, aici ai fără corni. M-ar pălesc cu cochita ceva. Sau stuchesc, eu nu știu. N-ați putea sunați pe fix că pe mobil nu știu și nu sunt. A, dar eu vorbesc mai aproape, s-a vădea, mă? Da, mă, așa se vinde un țap. Mă gândi să zic pe din bord, știi? Eu pe când zici. Bună seara. Bună seara. Vă sunt domnul Ion, cu cine vorbesc? Dar cine vă trebuie? Eu țapul îmi trebuie. Alexandru nu e acasă. Aha, da, știți ceva despre țap? Despre țap? Da, aici vinde aici un cal, măgar, nu știu. Ce-i țap, aha. Da. Nu-i cumva Jesse? A? Nu-i cumva Jesse? Samă cu Jesse, cu de-asta, căi. Eu râu vă aud. Nu-i cumva Jesse, nu-i cumva Jesse. Ia că mă fac o pie. Ia hai. Eu nu înțeleg ce de sunt de pie. Vindeți țap, așa-i? Da. Și alb, tot e alb, așa-i? Alb, da, Izan. Izan-i. Apoi întrebarea e simplă, nu-i cumva Jesse, că e alb. Jesse. Eu Izan și alb. Da, ok. Dar nu-i cumva Jesse. Eu nu înțeleg ce înseamnă cumva. Nu-i cumva, adică nu-i Jesse. Mai scurt, eu nu știu. Ok, dă-ți spun care e situația. Eu câteva zile urmă ne-am pierdut câinile. Jesse. Asta o lună urmă. Am vrut să întreb dacă asta nu-i Jesse. Că era fix de asta alb. Bine, eu nu vă înțeleg, eu nu știu ce doriți. Ia, vorbesc cu șeful. Stai-o alea, că vorbesc cu șeful aici. Ia. Alo, da, bună ziua. Bună seara, voi. Da. Păi... Așa, aici a țap, da? Concret și doriți că nu am timp să vorbesc atât de mult. Concret. Nu, eu am nevoie de un țap, dar e din Franța el, da? Da. Da, Jesse îl cheamă? Poftim? Cum îl cheamă? Vreau să aflu precis. El e Zamș. Zamș, da? Asta e chelii de asta întoarsă. Care, doamnele? Alo? Da. Da, și prima oară ați pus receptorul. Nu pot eu așa, pe ruschi mai, care ruschi? Eu am văzut că aici multe căprii aveți. Nu-i cumva una Jesse pe acolo? Ok, o video la vas, mnoga capri. Nietu tam Jesse. Că? Nietu tam, slučajna Jesse. Smatriu, što bela je, ani все. У вас есть коза Джесси? Нет. А не знаете, кто украл Джесси? Нет, не знаю.
Окей, хорошо. Спасибо. Аз мисля на нас или практик с околотъм пиджеси, но... Окей, не фачим хаза, но лацата е сериоз. Но и пиджеси кяр околотъм. Ще ни фарти дори ден са, дека ми ми фарти ден са. Нието. Да. Сунам пи ультима персона. Була Сара? Була Сара. Витика... А, фата... Слава ляка. Алинушка, ям дойде, че ще мога гъдри. Витика, фата... Ще тях са е скрит. Ой, ще тях са е скрит. Абсолютно брат? Да. Алло, алло, мала Сара. Здравейте, нормално. Ой, омара детит от тел. Витика афата субд. Вака потерника. Хубава, субд. Суб! Субд. Окей, йо су напривица на вака. Оп ми иделей, но че дез. Шепти жмати ультима преска, ето да. Ой, дай въж алби, сала са алба, трябва по всем подиспада, да? Мета интерфейт и гей, я не дискусам ментар. Да, сала вака ялба, как ползано съм залежи. Ялба жада, ако спал. Ай, я ще е не, ти беж, он фел ли. Да, но и кумва Джеси. Си? Но и кумва Джеси. Уйте, так манчете, я ще... Не. Deci, cam tot pe azi, sper că v-a făcut foarte celeste de bune la telefon. A fost așa, da. Sarcază, mai mult, nu l-ați stat serios. Roman, mersi, ai participat foarte bine. Da, eu tot am participat. De fapt, voi ați... Super, că... Da, ne-a știi râs. De ce? Da, ne-a râs. Că Aliona... Înainte închid, vreau să spun ceva. Eu nu m-am lăsat de YouTube. Cum stilești de YouTube la amușa aproape 1 milion de abonați? Desigur că ați fac clipuri pe YouTube, dar până când nu ați filmez daily vlog-ul. Noi deja lucrăm la un sketch. Ați fi idei super, noi lucrăm foarte mult, punem foarte multă muncă ceea ce facem. Așa că să fii tare super și noi azi învățăm foarte multe lucruri. Sunt sigur că noi foarte mult să ne dezvoltăm în sfera asta, sketch-uri. Ați închid aici vlogul de azi, cu voi a fost Ilie, Roman și Chiar. Nu uitați să distribuiți acest vlog mai departe. Pa, pa!